Câți dintre voi, cine știe ce e la Gauss? Gauss. Cine a mai auzit de Gauss? Fără Google. Fără Google. Yeah, super, avem un fizician aici. E câmpul electromagnetic, parcă, nu? Super, super, ești foarte aproape. Da, da, da. Și e de la mine din echipă. Bine, bine, Alex. Am văzut la tăie. Gauss este unitatea de măsură, unitatea care măsoară puterea de atracție a unui magnet. Și se folosește inclusiv pentru puterea de atracție a Pământului. A Pământului. A terenului. A parcelelor. Gauss este unitatea de măsură care va fi publică pe lordofgauss.ro la capitolul putere de atracție. Ce discutam ieri și ați văzut notele între 1 și 10, acele note vor fi în Gauss. De ce? Pentru că odată cu noua platformă, nu mai suntem un metal, noi, ca și persoane, noi ca și firmă, suntem un magnet. Adică nu mai mergem noi după clienți și ne uităm și îi vedem și mergem înspre ei, ci noi stăm pe loc, pentru că asta face un magnet, stăm și atragem. Atrage. Și un teren cu putere de atracție 1 atrage mai puțin. Putere 7 atrage mai mult, cu 9 sau 10 atrage și mai mult. Deci de azi înainte, sau mă rog, de luna asta înainte, noi ca și firmă nu mai suntem metalul care merge, care e agresiv, care atacă, uneltele de luptă, metalice, suntem un magnet. Și clienții vin la noi. Să vedeți ce frumos să se aranjeze, că numărul de telefoane pe care le aveți voi într-o zi se va mări, dar nu prin faptul că dați mâna pe telefoane, ci prin faptul că veți primi tot anul de telefoane. Și o să ajungeți, când faceți concurs, cine a primit azi mai multe telefoane? 2000! Ești mic, 2500. Ok? Deci, Lord of Lens nu mai este un metal, este un magnet. Ok? O zi super! Yeah! Aici va fi viitorul.